Pe 23 septembrie vine iar sfârșitul lumii. O planetă o să lovească pământul. Da, da, asta le-a spus Răzvan Anghelescu oamenilor lui, arătându-le un articol apărut în presă zilele astea. Ce părere aveți despre sfârșitul lumii de sâmbătă? Ce o să faceți de sfârșitul ăsta de lume? Sunteți speriat? Cine e de vină că vine sfârșitul lumii? Vax populi. Pe data de 23 septembrie, sâmbătă acum, iar se vorbește de un sfârșit al lumii, de o planetă de asta care trece foarte aproape. Da, da. Ați auzit? Da, am auzit, da. Ce părere aveți de sfârșitul ăsta? Nu știm. Suntem între sare lumea foarte mult, nu mai credem în Dumnezeu. Știrile astea la televizor mereu, crime, drag și tot felul. Și din motivul ăsta credeți că vine sfârșitul ăsta al lumii? Din motivul ăsta. Dar poate nu vine. Poate nu vine. Păi... Eram copii să vorbea de bomba cu neutron și uite că n-am mai venit. Ne-am și răit cu toții. O să vină ceva ceresc, care o să fie ceva căzut pe fața pământului care să vină și o să facă cu noi un prăpăd. Sunteți speriată? Cam suntem. Avem ce să facem, doamnă, să evităm lucrul ăsta? Sau greu? Ce să facem, că n-avem puterea lui Dumnezeu. Și așteptăm asta. Așteptăm, da, că n-avem ce să facem, că puterea lui Dumnezeu, n-avem unde să ne dăm una. Dinainte. Săracii mai cred în Dumnezeu, pătura de jos a țărănimii. Cei cu bani, de ce s-au depărtat, domnul, de Dumnezeu? Nu știu dacă au tot ce le... Nu mai au nevoie. Nu mai au nevoie. Ei crede că, dar nu se gândesc în primul rând. Prima parte a omului este făcută de Dumnezeu, adică credința. Ne-a botezat și după botez urmează viața și după aceea moarte. Credeți în așa ceva, că ar putea să întâmple? O putere dumnezeiască s-ar putea. O putere, nu știu, Dumnezeu știe. De ce, doamnă, se... Există un Dumnezeu și un soare, o lună, toți zice că se duce. Eu n-am văzut pe cineva să ducă pe cer să întoarcă înapoi. Nu ați văzut pe nimeni? Nici n-am auzit așa ceva să ajungă. O planetă, o fi, nu știu. Pământ. Mai fost astea, dar s-a trecut. Nu știu dacă o cade meteoritul ăla mare. Dar sunteți un pic speriat așa? Nu. Și dacă vine, ce facem? Păi dacă vine, murim cu toți. Ce să facem? Ce o să faci, doamnă, în ziua aia? Ce să fac până ziua aia? Ia, până ziua aia sunt la servici. Aolo. Deci nu aveți niciun stres? Dar am stres, că dacă ar fi să vină nu m-aș mai duce, dracu, stau acasă. Să discută așa, dus, întors, prin mașini, că toată asta ar veni de la Timișoara pentru că și-a omorât președintele țării. Ce a fost acolo, furtuna aceea? Ce a fost acolo și au murit oameni și Dumnezeu... Din cauza că timișorenii au... Da. Ce au făcut? S-a pornit revoluția de la Timișoara. Și dacă vedeți că vine planeta, ce face? Ne ia și cu asta basta pe toți. Nu vă e frică un pic, nu sunteți așa îngrijorată? Deloc? Sau... Auzi cum îi ia și cade la război și la asta dintr-o... un tunet, te termină odată, așa ne termină și pe noi. O să vă uitați sâmbătă pe cer dacă o să vină? Uităm, toată lumea uităm, păi da. Și dacă vedeți că vine așa, ce face? Păi uităm așa, băi, ne dădăm mai încolo. Ce să-i face? Nu vă e frică că o să vină o planetă? Puterea lui Dumnezeu nu știe nimeni. O să vină vreodată sfârșitul lumii? Păi asta nu știe nimeni, când va veni și dacă va veni. La sâmbătă nu o să stați speriat că vine planeta asta? Nu, nu, nu. Relaxat, nu, nu. În ziua aia ce să fac? Mă sperii? Da, și stau la un loc. Stau într-o cameră. De ce? De frică.